Salutare, dragi prieteni, astăzi, că tot e ziua mea, am să discut despre tranzistorul MOSFET sau așa numitul tranzistor cu efect de câmp. Da? Am aici un tranzistor față de tranzistorii normali, PNP și NPN. Bine, tranzistorii MOSFET sunt la fel ca și dimensiune, dar au sunt care au canal N, sunt care au canal P. Deci unii sunt PNP, unii sunt NPN, da? De genul ăsta de tranzistor are o diodă de protecție, dar cum să fac să vezi? Telefonul mi-l-a încărcat. Între stai un pic să vedem unde e. Grilă și sursă. E grilă, nu, între drenă și sursă. Grilă, drenă, sursă. Da? Cum puteți verifica dacă este funcțional? Aveți nevoie de un aparat de măsură dat pe continuitate, după cum se observă. Am pus aparatul în fața camerei ca să nu ziceți că măsură vreo diodă ceva. Genul ăsta de tranzistor are pe plăci, pe plăcuțele de laptopuri în general, care sunt mai și mai vechi și mai noi, vin însoțite de driver care îl comandă. O să las microfonul jos și o să vă arăt cum e treaba cu el. O să încerc să fac în fața camerei, dar nu știu cât de mult o să îmi permită mie camera laptopului. Ok, hai să trecem la ale noastre. Între drenă și sursă, da? Are o diodă care asigură protecția lui să nu se ducă. O să încercăm prima dată să-l activăm, așa identificați și ce tip de canal este, încercând să-l activați cu sonda. Eu prima dată o să-l activez cu testerul de minus, să vedem dacă mi-arată o valoare, și după o să-l activez cu testerul de plus. Normal, având o diodă în interior, ar trebui să conducă doar într-un singur sens, adică doar cu plus. Și 221 cu testerul de plus activat, da? Acum o să vedem. Acesta este un tranzistor perfect funcțional și gata de lucru. După cum vedeți, cel care făcuse sursa aia de calculator nu i-a pus deloc pastă termică. După cum vedeți, radiatorul după tranzistor e foarte subțire.
E foarte subțire, e gol, nu are pastă termică, dar el e gros, radiatorul. Sper că informația prezentată v-a fost de folos. Până la un viitor, era scap aparatul, până la un viitor video, ne mai auzim.